Salutare! Am ajuns în căldarea Bucegilor. E o zi frumoasă. Parcă mașina aici lângă telecabina de la Peștera. Și astăzi mi-am propus, dat fiindcă prietenul meu este la Omul, să ajung până la el la Omul să recuperez. Astăzi sunt singur. Este o zi de luni. Copiii au început școala. Nu prea îmi place să merg singur pe munte, dar nu e chiar periculos. Stratul de zăpadă este mic. Pericol de avalanșă, m-am informat, nu este. Nu ar fi pericol de avalanșă. Și o să încerc un traseu care nu este foarte bătut în general. Nu e chiar atât de clasic cum sunt celelalte două. Dar aici momentan nu se vede, nu avem cum să vedem, să vă explic. O să mă pregătesc și în momentul când o să ajung în mai sus, o să vă spun și pe unde o să o luăm. E vremea frumoasă, frig, minus 12 grade, ceea ce nu m-am așteptat. În Sinaia erau un grad, 0 grade, 1 grad, mă așteptam să fie mult mai cald, dar e bine, e soare, s-a anunțat vreme frumoasă. Sunt un pic întârziat, e undeva 9:30, dar nu e grabă, avem toată ziua să ne pregătim. Am urcat cam 100 de metri și să vă prezic cam cum este situația. Deci o luăm de la dreapta. În dreapta o să încerc să apropii foarte mult. Singura poziție în care se vede este cabana de la Babele. Deci acela este partea din spre este platoului Bucegilor, platoul Bucegilor. Aceea de acolo este Baba Mare, se numește, și după ea este Salvamontul de la Babele. Iar unul dintre trasee ar fi exact între partea de platou și Obârșie. Obârșia este versantul muntele care se află în fața noastră, se numește Obârșia, 2380, iar varea dintre ele se numește Valea Șugărilor și este unul dintre traseele frecventate de a te duce la Omul. Cum ne rotim spre stânga, urmează Doamnele, Muntele Doamnele, undeva tuma în capăt de tot, are 2400 și ceva de metri, nu știu sigur. Iar valea care se formează între cele două se numește Valea Obârșiei, iar undeva acolo este o frumoasă cascadă care acum este înghețată, se numește Cascada Doamnele, Cascada Obârșiei, scuzați. Deci Cascada Doamnele se află în partea cealaltă, între Doamnele și Bătrâna. Tot așa, la fel este o cascadă foarte frumoasă,
merită să o vedeți. Iar Valea Obârșiei iar este un traseu destul de clasic de ajungere la om. În stânga de tot avem Bătrâna, iar printre cele două, printre Bătrâna și Doamnele, este Valea Bătrâna, Valea Doamnele. Valea Bătrâna este în partea cealaltă. Pe care se ajunge la vârful Bătrâna. Astăzi eu am treabă cu doamnele, cu doamnele Caversant, și voi lua un traseu care se face din baza acelei stâne, pleacă din baza stânii și merge undeva în Es până la baza țancurilor, iar apoi printre țancuri, după ce ajung în creastă, voi urma linia crestei până în capăt, unde voi trece pe deasupra Mecetului Turcesc și mai voi îndrepta spre Om. Acum să mai și mergem. Cascada Doamnele, înghețată total, cu niște ciurciuri foarte mari. Și Doamnele, și undeva aici în dreapta trebuie să prind poteca pe undeva. Și apoi fac dreapta, apoi stânga, până ajung la țancoacea sus. Am urcat deasupra stânii, am urcat 100 de metri, am plecat de la 1600 de metri de la Salvamont, în dreptul Salvamontului Peștera, și suntem la 1800 de metri, deci până la 2400 mai avem undeva la 600 de metri. Panta asta este cea mai grea, am prins marcaj, punct roșu, care se duce, îl văd undeva în șaua aceea sus. Se vede marcajul undeva. Nu e marcajul, deci pe lângă țancul acela ar fi traseu, în diagonal așa o să. Am mai urcat 200 de metri, suntem la 2000 de metri. Pe partea cealaltă se vede în poziția lui cea mai bună Sphinx-ul. Și cabana Babele. În vale Hotelul Peștera. Și pe partea cealaltă lăsăm Bătrâna. Mai avem o porțiune, mai am o porțiune destul de grea. Se vede marcajul, tu m-am sus acolo, mai sunt vreo 100 de metri. După care urmează traseul de creastă, care o să fie, sper, mai lejer. Depinde și de starea zăpezii, pe alocuri a început să se desghețe și mă afund în porțiunile în care este zăpadă. Încerca să urmăresc cât mai mult să merg pe iarbă. Am ajuns la 2100 de metri. A început îndepărtare. Se vede lacul Bolboci. Partea cea mai grea a traseului a fost urcarea asta de 350 de metri diferență de nivel. Se urcă destul de în scurt. Se vede releul de la Coștila. Partea aceea.
și spre Om, unde vreau să ajung. Mecetul Turcesc în stânga și să apropii mult să vedem dacă reușim. Acolo, după Ucura, ar trebui fie cabana nouă. De aici traseul, într-adevăr, mai sunt 300 de metri diferență de nivel, dar e o creastă foarte lungă, se urcă în timp, cred că în cam 2 ore o să ajung în partea de pe creastă, tuma la vârf, și apoi să trec prin Șa spre Bucura și spre Om. Obârșia, colții Obârșii, undeva jos, în stânga, după Țancosta, este cascada Obârșii. Și traseul duce în sus. Și vârful Doamnele, 2410 metri, spune GPS-ul. Nu știu în realitate exact cât e trecut pe hartă. De aici o să am un pic de coborât. Ținta mea este vârful Om, uite, se vede cabana. În jos se deschide mare și frumoasă Valea Gaura, vârful Scara, pietrosul vârf, Scara foarte impresionant așa. Iar în depărtare se vede frumoasă toată creasta Petrei Craiului, chiar se vede și Poiana Curmăturii, uite. Partea iezerului, a păpușii de fapt, în partea asta se vede cascul și în partea cealaltă se vede iezerul. E un punct de vedere foarte frumos, e în mijlocul Bucegilor, nu știu ce. De aici se vede Mecetul Turcesc. Partea stălaltă este Valea Obârșii, pe lângă care am mers. Colții Obârșiei, Coștila, Obârșia. O vreme foarte frumoasă. Temperatura mai scăzut un pic, sunt vreo minus 6 grade. Foarte frumos. Leaota. Valea Gaura. Vârful Doamnele, de unde am venit. Și Valea Obârșii, Valea Ialomiței, cum se mai numește.
colții Vârșiei, Coștila și Șaua Cerbului aici. Hai, că nu mai e mult. Nu. Mai avem un pic. A, prietene! Numai pe drum viața are un sens. Ha, că ajungem într-un sfert. Păi da. Încetişor, așa, dar până la urmă ajunge oameni.